Nu cu asta, vorbim despre țigani. Ce dracu, măi, și mă grăbesc să mă arăt inimioara mea. Îți dau gratis inimioara mea, nu vreau niciun ban te iam. Îți dau gratis sufletelul meu, fără să-mi plătești un leu ce aladit tăiești, ia. Sop, 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 pentru mine intri în foc, să-mi arăți cât mă iubești, trebuie să îmi dovedești. Da, 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 te iubesc bărbatul meu, te port în sufletul meu. Tu zici că ești de etnie romă? Nu. De ce? Țigan romanizat. Deci tu zici că ești țigan sau nu? Nu. Nu zici? Nu. De ce? Că nu sunt. Am și prieteni romi, adică tot prieteni foarte buni care sunt fericiți să se laude că ei sunt romi. Înțelegi? Adică că sunt din neamul lui Cutărescu și neamul lui ălălalt, înțelegi? Și poate asta și diferențează. Sunt unii romi care au un caracter urât, deci limbaj și tot. Dar limba lor, tradițiile lor sunt interesante. Salut, Alina, sunt. Daniel. Daniel? Da. Aha. Câte n-ai? 17. 17. Tu cum ai vrea să te numești? Țigan sau rom? Care e diferența? Ori țigan, ori rom. Ce mă, ce-a fost? Că a fost marinat. Nu văd care este diferența. Dar, nu știu, probabil că rom se zice pentru că vine de la România. Țiganii se trag din India. Și poate că de asta li se zice... Rom. Bine că au fost și niște colonii care au fost în Roma și poate că de acolo li se zic așa, dar am auzit multă lume vorbind că pleacă bă de aici, cum să le zic la niște țigani, cum să le zic rom. Păi ar trebui să mai stea încă vreo 300 de ani până Roma ca să le zic eu rom. Păi sunt unii rasiști și unii care acceptă și țiganii. Depinde, dacă știi să vorbești cu un țigan, e cel mai bun frate al tău, e ca fratele tău. Unul român e pervers și încearcă să te facă pe la spate. Cât ți-e ție bine, e cu tine, știi? Cât dacă îți e rău, te lasă. În două zile deja nu-ți mai dă un semn de viață. Dacă ai un prieten țigan, dacă ai tu 100.000, vine și o împarți cu el. Știi? Dar a doua zi, dacă n-ai tu și are el, tot așa, vine și o împarte cu tine, 50.000. Păi la un țigan, partea bună este că întotdeauna sare, când e un prieten. Asta da. Și poate să se bazeze pe orice. Dacă, de exemplu, mă sună ceva la 4 dimineața că i-a furat casa, vin acolo. Un țigan nu trăiește între români, dar un român poate să trăiască între țigan. Pentru că țiganul este mai dulce, așa, nu știu. Adică, nu știu. Bine, că nu vreau să fac discriminare acum, dar noi de când ne-am născut așa, că noi ne tragem pe India și de când ne-am născut așa, noi suntem bun la suflet așa. Voi toți sunteți prieteni, da? Nu. Nu, suntem mai mult amici. Colegi de clasă. Nu. Colegi de clasă și ne cunoaștem de 4-5 ani. Eu dar de acolo ne-am... Pe ăsta de un an, adică de 2, de când te-am învățat pe tine din Moldova? Acum, întrebare pentru români. Da. Voi sunteți de acord cu locuri speciale pentru romi? Da. La licee? Da. Da, 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 liceu. Normal. Ei sunt mai înapoiați așa un pic și trebuie să le ia ajută și pe eu nu văd de ce să... Dacă tot trăim într-o țară și suntem în aceeași locale, suntem învățăm și facem lucruri speciale, nu cred că ar mai trebui. Pentru cine trebuie locul? Dacă noi învățăm și dăm și poate luăm pe bune. De ce să mai ne dea lucruri speciale? Ce mi-a folosit? Bine, asta e o diferență. Stai puțin! Scuză-mă că te întrerup. Ca și cum ar fi venit un negru din Africa să învețe la noi. Așa e și cu noi, cu țiganii, la locuri speciale. Ai înțeles? Mi se pare puțin exagerat. Pentru că... lucrurile cele ar putea intra unii care chiar au muncit ca să intre în acest liceu. Și plus de asta, dacă ești rom, înseamnă că ești și prost. Adică să intri cu media 6 mi se pare puțin exagerat într-un liceu unde se intre peste 9.50. Așa e. Cel puțin eu am observat că unii romi sunt care chiar învață și care chiar merită locuri aparte. Sunt mai multe feluri de țigani. Țigani care au bani, adică care nu le trebuie să ducă să-i dea lui ăsta în cap pentru 50 de mii. Și au bună creștere acasă. Și spun la țigani, adică aia care stau la ușa corpului. Și se duc în Spania, Italia, Franța, Japonia. Dar toată lumea face așa. Ne fac de exemplu. Se duce și fură. Numai țiganii fură, românii nu fură. Fără și românii. Ce zic, ce se vorbește în afară despre România? Nu neapărat.
Asta și românii furăm. Tu n-ai văzut niciun român cerșitor? A, păi e român, dar e jegos și de-aia se vede așa. Zici că e țigan. Dar e român și n-are de ales. De ce nu le dai bani să trăiască ei bine? Păi le dai bani, na, și dacă tu îl vezi că cerșește și zici că e țigan, că tu numai țiganii cerșești, nu? Dacă i-ai dat bani și l-ai vede îmbrăcat și l-ai vede român și n-ar fi cerșitor, l-ai privi altfel, nu? A, probabil că da. Păi ei n-au de ales. De unde? Cine să le dea bani? Sunt mai multe religii de rom. Sunt romanizați, ursari, ungari. Poitori, florari, ursari, unguri. Eu sunt țigan lăutar, adică sunt țigan de vatră, adică cum s-ar zice, țigan pur sânge, adică de la locul lui. Ce muzică asculti? Orice gen. Care e preferatul tău? Preferatul meu este muzica lăutărească, autentică. Interpreți din... Păi, sunt din cei care au murit, mai au niște înregistrări. Iane Ciuciu, Puțambalu, Leonardo Verginica, Dumitru Dona Siminică, Romica Puceanu, Fărămiță Lambru, Ioan Petre Stoican cu vioara, Aurel Gore, Victor Gore, frații Petreuși, tata nu ascultă mâine. Și e țigan. Și n-a ascultă mâine. El de fiecare dată când vede că ascult măcar o melodie umană, el zice, pleacă de aici acum. Astea, cu melodiile astea. Că ăștia au stricat muzica. Și e adevărat că au stricat foarte, foarte mult muzica. Ați văzut ce a spus cei din conservator, că... Cum să spun, că a vrut să bage manelele, să predea manelele în conservator. E, și nu s-a putut chestia asta. Și chiar mi se părea ceva absurd să bage chiar așa manelele în conservator. Cam greu să vezi un român cu muzica dată la maxim cu manele. Se întâmplă și de-astea, sunt destui, în special... De asta s-a adoptat cuvântul ăsta, cocalar. Da. Cam și pitipong. Da, ascult manele, ascult toate genurile de muzică, mi se par ok. Ce? Dacă, de exemplu, mi s-a întâmplat la ora de chimie acum câteva ore, m-am primit un mesaj și am zis de ce, și am apăsat pe un buton de pe telefon și mi-am pornit muzica și tu mi-ai ascultat manele. Să iubești o femeie, să nu știi pe care o vrei, una-i mama la copii, alta-i pofta inimii. Zi de zi mă cer cu soarta, trăiesc numai cu speranța, că într-o zi mă voi gândi să aleg mama la copii. Zile pentru mama mea, să o fac nemuritoare. Aș da prețul cel mai mare ca să o fac nemuritoare. Da, ceva genul. Mie mi-ar plăcea să știu dacă, nu știu, dacă tu ai făcut diferența asta. Bă, eu sunt cu o țigancă sau sunt cu o româncă sau de asta, și cum a fost pentru tine? Depinde de persoană. Acum, dacă e țigancă și e proastă, degeaba e țigancă. Sau dacă e româncă și e curvă, degeaba e român. Serios, adevărat acum. Sunt și țigănci care sunt la fel ca românce, adică futături. Serios, vorbesc. Aha. Ce, nu ai țigăncile să fut? Du-te pe centură să vezi ce e acolo, știi, țigăni și români și toate națiile. Tu ai fi cu o țigancă? Da, chiar am fost. Dar e vorba că nu era genul de fată care se arăta, se afirma sau chestii de-astea. Era pur și simplu mai normală, adică mai cu bun simț. Mai ai să fim om. Nu ieșea în evidență cu aolo, mâncați-a și făceați-a și aolo, chestii de-astea. Nu. Taci! Deci nu, vorbea normal, era dintr-o familie bună, întărită și chestii de astea, nu... Să știi că majoritatea romilor sunt înstăriți. Da, sunt. Turnulețele de la casă. Da. Prin câte am înțeles că la romi, fetele se vând. Așa. Așa, și dacă, bineînțeles, dacă mi-aș zice taxul să vin mâine cu o sumă anumită de bani, n-aș veni. Dar... Dacă ea ți-ar spune, fugim în lume. Păi, să mă fugărească țiganii după aia? Dar tu ai fi cu un țigan? Da! Da?
Dacă ar fi... Aș fi avut un prieten. Da, aș fi avut un prieten țigan, de când era puțin mai mic de statură. Dar nu, nu am avut nicio problemă. Dar el zicea că îi plac țigancile. Așa e? Dar că l-am plecat de aici. Da? Îmi place Caterica, mă, nu de altă. Pentru că îmi plac țigancile. De obicei, sunt mai cuminți. Adică cum? Adică nu sare din pulă în pulă, cum s-ar zice. Da? Da. O țigancă cu minte dintr-o familie care se respectă până la 18 ani, adică până în ziua în care se mărită, e domnișoară. La una, la o rămâncă, n-ai garanția asta. Și mă întreabă mama, tu ce gazi, că ai făcut așa din tunare? Și cum îl cheamă? Samir? A făcut o față. Bă, și ăsta e țigan? Zic, da. Bă, ce era început cu țiganii tăi și cu niște ce și chestia asta? Și pe parcurs am înțeles, adică din ce e povestea mea, am înțeles. Și pomină. Pomină? Chiar mă întreabă de ce ies afară fără el. Și zic că tu, te-ai nu prea e de acolo. Tu te-ai măritat cu țigan? Eu? Dacă m-aș mărita? Da. 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 Mai mult aș vrea cu un țigan decât cu un român. Adică eu în mediul care trăiesc eu n-am auzit pe nimeni vreodată să mă facă pe mine rom sau țigan. Niciodată. Niciodată. Dar ți-ai dorit să fii român? Cine eu? Da, vreodată. Mi-aș dori să fiu cântul. Nu? Ce diferență e că ești țigan sau român? Cum a lăsat Dumnezeu așa să... Prost, tâmpit, urât, pălăcit. Că sunt țigan, că nu prea am băgat de seamă chestia asta, m-a întrebat, ești? Nu. Da? Până la urmă nu m-a interesat și am spus cu gura până la urechi, da, sunt și nu-mi e rușine și sunt chiar, nu știu, mă simt deosebit. Eu când eram mai mică aveam în clasă numai colegi din aia țigan, țigan, că nu mai așa făceau. Și decât să mă dea la o parte, mai bine aș fi preferat să zic că nu sunt. Dar cu timpul m-am obișnuit și acum mă mândresc. Tot timpul când vine vorba de rom, toată lumea pleacă, nu știu, toată lumea parcă nu mai dă atenție, nu mai face nimic, parcă, nu știu, nu știu de ce. N-am cuvinte, de ce să mă facem.